În perioada 3-5 martie, la sala polivalentă din București, s-a desfășurat etapa națională a BRD First Tech Challenge 2023, cea mai mare competiție de robotică pentru liceenii din România. La competiție a participat și echipa WhatsApp a Colegiului Național din Nicu Golescu din Câmpul Lung, care a obținut rezultate remarcabile. Noi suntem echipa WhatsApp, suntem o echipă fondată în 2016 la Câmpul Lung Mușel, suntem o echipă veteran, am participat în toate cele 7 ediții ale competiției. Istoricul nostru este unul destul de succes, am putea spune, fiind de 2 ori campioni naționali, odată în 2019 când am ajuns la etapa mondială din Detroit, în Statele Unite ale Americii, unde am obținut chiar locul 5. Și anul trecut am fost campioni naționali, însă din cauza pandemiei locurile au fost limitate, astfel că noi n-am ajuns la etapa din America. Anul acesta ne-am calificat la etapa națională unde ne aflăm în prezent și sperăm că rezultatele vor fi la fel de frumoase ca și până acum. Echipa noastră este formată din 15 membri și 5 voluntari. Iar meciurile în cadrul competiției se joacă în format de 2 versus 2. O alianță roșie se confruntă cu o alianță albastră, fiecare alianță având câte 2 roboți ai celor două echipe ce formează alianța. Aceștia se confruntă în arenă într-o serie de meciuri. Roboții trebuie să îndeplinească anumite task-uri, anul acesta fiind vorba despre poziționarea unor conuri pe anumite bețe, le-am putea numi, ele se numesc junction în termenii competiției. Un match este împărțit în 3 părți. Întâi începe cu partea de autonomie, unde robotul trebuie să acționeze singur conform programării și a ceea ce practic noi îl învățăm cumva să facă prin intermediul programării. A doua parte a meciului este cea de teleoperated, ceea ce înseamnă că robotul este controlat de 2 driveri ce îl manevrează prin intermediul a 2 joystick-uri. Iar această perioadă are în final, ultimele 30 de secunde, sunt denumite ca fiind endgame, unde robotul trebuie să îndeplinească tot așa anumite task-uri separate de task-ul mare al jocului. First Tech Challenge este organizată de către Nație prin Educație încă din anul 2016 cu misiunea de a promova educația, știința, tehnologia, ingineria, matematica și antreprenoriatul în rândul copiilor și adolescenților. Cele mai performante 3 echipe câștigătoare ale etapei naționale vor avea șansa să participe și la mondialele din Houston, Statele Unite.